Vechiul slogan "Vrem o țară ca afară" a rămas în multe privințe doar un vis care răscolește speranțele de mai bine ale românului în fiecare campanie electorală. În județul Alba există un loc unde pot spune că e la țară, dar e ca afară. Comuna Ciugut se află pe malul Mureșului lângă Alba Iulia și a devenit celebră pentru că se află pe primul loc în țară în ceea ce privește absorpția fondurilor europene. Peste 20 de milioane de euro au ajuns la Ciugut din 2007 până în prezent, echivalentul bugetului local pe 150 de ani. Am început să ne evaluăm puțin care ne sunt oportunitățile. Am început să vedem care sunt valorile pe care noi trebuie să credem și cum le promovăm. Și am început să ne punem visele noastre pe hârtie, să vedem cum facem ca viața noastră aici să se transforme. Pentru noi fondurile europene au fost chiar o șansă enormă. Am învățat despre ele în deplasările mele în Germania, în Franța, la cursurile la care am participat. Am realizat atunci că ceea ce poți face cu fondurile europene este imposibil să faci cu banii tăi, indiferent cât de bogat ar fi comuna pe care o păstorești. Aici au fost construite primele drumuri agricole asfaltate din țară. Cei 3.000 de locuitori au internet wireless gratuit, o centrală eoliană asigură iluminatul public în toată comuna. Există un parc industrial care aduce bani la bugetul local, un așezământ social modern, se renovează căminele culturale din satele componente, se construiesc piste pentru biciclete și întreaga comunitate beneficiază de apă curentă și gaze, canalizare și drumuri asfaltate care se întind pe 30 de kilometri. Acestea sunt câteva dintre proiectele realizate la Ciugut pe bani europeni și altele sunt în lucru. Localnicii spun că nu ar da viața de aici, de la țară, pe cea de la oraș. Maria Stanciu are 84 de ani și își aduce aminte de Ciugudul de odinioară, un sat mic lângă un oraș mare. Vai, s-a dezvoltat mult, că era drumul rău pe aici și pe acolo era un șanț mare, vine pe râu de pe deal și mereu pe acolo și mereu și pe partea asfaltă mereu să vărsa tot în tău, acolo. No, și de atunci s-a modernizat, s-a mai făcut căs nouă, mai sunt și de-astea vechi. S-a făcut căs frumoasă, nouă și Doamne de sănătate lui domnul primar, că ne-a făcut o primărie de lux, ne-a făcut comuna Meckerman. Mă bucur să văd că noi avem liniștea pe care cei de la oraș nu au, în rest avem toate utilitățile și toate beneficiile traiului de la oraș, doar că liniștea lipsește orașului, iar noi o avem. Nu știu dacă ar trebui, dacă ne-ar mai trebui ceva, poate o capelă, poate niște investitori cu locuri de muncă n-ar strica să vină să vadă locuri sunt, poziții ar fi, unde să fie tineri care să muncească sunt. Cred că le-ar conveni mai mult decât să facă naveta la oraș. Nu e departe, doar că e mai un pic mai simplu să lucrezi acasă decât în altă parte. În rest, nu cred. Sănătate! Ciugudul este, din păcate, un exemplu rar în România de bună gospodărire, de management rural autentic, de gestionare performantă a fondurilor europene. Un loc din România unde s-a demonstrat că se poate.